La sfârșitul acestei săptămâni ar trebui să expire termenul limită avansat către organizațiile județene de președintele PSD Liviu Dragnea pentru trimiterea la centru a listelor cu candidații la funcția de primar. Cu precădere sunt așteptate candidaturile pentru orașe și municipii. Eu îi aștept până, să zicem, o săptămână maxim, ca de fapt toate județele să transmită la București, în primul rând, propunele de candidați pentru municipii și orașe cu un CV și cu un, o grilă atașată, extrasă din acest cod de conduită, cu două coroane, da sau nu, să bifeze dacă se află într-una din acele situații. După care urmează a doua rundă de discuții, după care urmează o cercetare sociologică. Adică vrem să facem lucrurile așezate și în bună rânduială. Odată cu expirarea termenului, Buzoini ar putea afla dacă numele actualului primar al capitalei de județ Constantin Boșcodeală va mai figura pe lista de candidați. Șeful PSD Buzău, Marcel Ciolacu, a recunoscut că subiectul Boșcodeală a fost discutat separat cu Liviu Dragnea. În ceea ce privește candidații la parlamentare proveniți din alte județe și impuși pe lista PSD Buzău, Liviu Dragnea și-a lăsat spațiu de manevră. Primul impuls al meu ar fi nu. Primul impuls al meu ar fi nu. Dar vă, ce vă pot spune? Că am avut această discuție. Eu niciodată n-am agreat uh, această metodă și cu toate astea și eu am acceptat la Tellerman în două rânduri niște oameni care, sigur, acum sunt la o nepre, dar nu contează că suntem tot prieteni. Uh, dar dacă am discutat și o să avem o decizie cât de curând, dacă o organizație județeană a PSD dorește ca un lider PSD sau un membru PSD care crede că îi poate ajuta în alegeri și dorește să aducă da, dar ce vă pot spune cu siguranță, cu siguranță și rămâne înregistrat, nu o să impun pe nimeni într o organizație dacă nu dorește. Dragnea consideră că organizația PSD Buzău ar putea obține la alegerile locale și parlamentare de anul viitor cele mai bune rezultate din întreaga țară.